Informație de ultim moment la Antena 3. Polițiștii implicați în scandalul Băureanu vor fi cercetați penal pentru purtare abuzivă. Procurorii au deschis un dosar în acest sens, însă deocamdată este cercetată fapta în sine, urmărirea penală nefiind începută pe numele vreunea dintre agenți. Roxana Ciucă vine cu detalii despre această anchetă începută astăzi. Roxana, bună ziua! Imaginile scandalului l-a văzut toată lumea, polițiștii implicați sunt ușor de identificat. A început audierea acestor polițiști pe care i-am văzut în scandalul cu Băureanu? Bună ziua, Mihaela, bun găsit, doamnelor și domnilor. Este un dosar de cercetare penală deschis, iată, la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, un dosar in rem, în speță pentru purtare abuzivă. Se fac cercetări, dar nu este exclus în nicio formă ca în zilele următoare să îi vedem pe acești polițiști că trec pe la parchet pentru a da cu subsemnatul, pentru a aduce explicații. Vorbim însă de o plângere pe care a depus-o Cristian Băureanu prin intermediul avocatului său. S-a întâmplat acest lucru pentru că, spune Cristian Băureanu, tot ceea ce a fost în seara respectivă este o nedreptate, iar locul său nu este în spatele gratiilor. De altfel, vineri, la Tribunalul București, își va juca cartea în fața magistraților Cristian Băureanu și va încerca să scape de arestul preventiv pentru 30 de zile, va încerca să obțină o măsură ceva mai blândă și vorbim aici de controlul judiciar. Cât despre dosarul care, iată, este pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, spuneam că este un dosar deschis in rem, se fac cercetări și vedem la sfârșit dacă va fi sau nu pusă vreo persoană, vreun polițist sub urmărire penală.